Matt, mașina de poliție. Oh-oh! Se pare că Matt și Frank sunt pe cale să prindă un vitezoman. Mai repede, Matt! Bine lucrat, băieți! Să ducem mașina asta năstrușnică înapoi la arest. Salut, Hector! Uite, Matt și Frank au oprit un vitezoman. Nu știai că au plecat în misiune? Matt și Frank s-au gândit că se vor descurca doar ei doi. Nu au vrut să te deranjeze. Mai bine am merge să vorbim cu mașina cea năstrușnică. Ne vedem mai târziu, Hector! Stai liniștit, Hector. Sunt sigur că nu au vrut să te supere. Nu are rost să fii morocănos. Totul e în regulă. Cred că este urgență. Trebuie să-i chemăm pe Matt și Frank, care sunt alături, la arest, cu vitezomanul. Mergi doar singur? Ce e asta? Încă un vitezoman? Îi chemăm pe Matt și Frank în ajutor? Nu? Ok, Hector, dacă crezi că te descurci singur. Unde e vitezomanul, Hector? Îl vezi? Acolo! Repede, Hector! Hei! Oprește-te! Mergi prea repede! Oh, nu! Ce vei face acum? Îi chem pe Matt și Frank în ajutor? Bună idee! Salut, băieți! Hector are nevoie de ajutor! Puteți veni acum? Bun, să mergem! Uite-i, Hector! Să mergem după vitezomanul acela! Unde este? Încetinește! Oh, nu! Ne scapă! Ai o idee? Vei bloca drumul folosind cârligul lui Hector? Ok, Frank. La treabă! Acum să vedem dacă Matt poate fugări mașina aici. Te-am prins! Bună treabă tuturor! Excelentă treabă de echipă! Băieți, lui Hector îi pare rău că nu v-a cerut ajutorul. Lui Matt și Frank le pare rău că nu te-au rugat să-i ajuți mai devreme, Hector. De acum înainte, patrula auto va lucra mereu împreună. Pa, Hector! Pa, Matt și Frank! Ne vedem data viitoare! Matt, mașina de poliție!
Wow, Matt și Frank sunt foarte grăbiți azi. Salut, băieți! Ce s-a întâmplat? E un foc lângă ferma lui Ben? Oh, nu! Mai bine să mergeți acolo repede! Salut, Ben! Matt și Frank spun că e un incendiu în zonă. Poți să le arăți unde e focul ca să-l poată stinge? Ai localizat focul, Frank? Oh, se pare că focul se poate întinde până la ferma lui Ben și să-i ardă toată recolta dacă nu va fi stins. Crezi că ai suficientă apă în rezervor, Frank? Matt, ai putea merge înapoi în orașul mașinilor să cauți ajutor pentru Frank, ca să poată stinge incendiul. Uite, Matt, e avionul Penny și elicopterul Hector. Nu par a fi foarte ocupați. Poate ar putea ei să umple rezervoarele cu apă și să-l ajute pe Frank. Mulțumesc, Penny! Mulțumesc, Hector! Ne vedem la pădure după ce vă umpleți rezervoarele cu apă. Bună idee, Matt! Să mergem spre orașul mașinilor să vedem dacă mai poate cineva să ajute. Uite-l pe Edgar, excavatorul! L-ai putea ruga și pe el să ajute. Ar putea săpa un șanț la marginea pădurii, pentru ca focul să nu se extindă la ferma lui Ben și să îi ardă recoltele. Edgar, un incendiu se extinde rapid. Avem nevoie să sapi un șanț. Să mergem! Cred că Frank a rămas fără apă, exact cum a spus. Stai liniștit, Frank. Ajutoarele trebuie să sosească. Uite că vin Matt și excavatorul Edgar. Matt l-a chemat pe Edgar ca să sape un șanț lângă pădure, ca focul să nu se extindă la ferma lui Ben. Mulțumim, Edgar! Ești un adevărat campion! Ești un adevărat campion! Tot ce mai trebuie e ca Penny și Hector să arunce apa de sus pe incendiu. Uite, au ajuns! În sfârșit, focul este stins! Bravo vouă! Hei, vești bune! Penny și Hector au reușit să stingă incendiul. Edgar, ai făcut o treabă minunată protejând ferma lui Ben. Apropo de Ben, uite-l!
Ben vrea să vă mulțumească tuturor plantând copaci noi în pădure. Ce drăguț! Edgar vrea să ajute cu săpatul. Păi, ziua de azi ne-a cam arătat că nimic nu e imposibil dacă lucrăm în echipă. Bună treabă tuturor! Sunteți cei mai buni!